Greenpeace desfășoară o amplă campanie în favoarea schimbării politicii comunitare în domeniul pescuit. Această campanie este importantă deoarece pune în centru importanța pescuitului sustenabil asigurat de micii pescari costieri. În favoarea acestei schimbări a politicii comunitare, Greenpeace desfășoară o acțiune importantă care a început la Constanța. Nava Greenpeace Arctic Sunrise este pentru prima oară în România și de aici, începând din Constanța, va face un periplu în 9 țări, ducând un mesaj al micilor pescari costieri către Bruxelles în favoarea schimbării reformei politicii comunitare de pescuit în următoarele domenii. Reducerea capacității de pescuit, în special a celei industriale, disruptive pentru stocurile de pește, alocarea unor fonduri suplimentare către micii pescari costieri, singurii care pot pescui sustenabil. Sprijinirea Consiliului Mării Negre, menit să sprijine la rândul său micii pescari din Marea Neagră, inclusiv românii și bulgarii. Renunțarea sau eliminarea în totalitate a aruncării capturilor peste bord, deosebit de nocivă pentru mediul înconjurător, și promovarea pescuitului selectiv. Arctic Sunrise va purta cu el un mesaj sub forma unor bărcuțe de hârtie, cum este aceasta, pe care cei care vizitează Arctic Sunrise vor putea să semneze și să transmită un mesaj către Bruxelles. Arctic Sunrise va colecta toate bărcuțele din porturile în care va poposi, în Italia, Grecia, Croația, Slovenia, Italia, Spania, Franța și Marea Britanie. Totodată, puteți intra online și puteți să semnați o bărcuță online, iar mesajul dumneavoastră în favoarea pescarilor costieri va ajunge la Bruxelles. Ne bucurăm că astăzi, printre noi, a fost și doamna mea, Lucia Vargă, a semnat și dânsa o bărcuță, ca un semn că